Eu cred că am putut încă o dată să ne convingem de faptul că sistemul corupției din Republica Moldova este foarte bine pus la punct și diferitele puteri se apără foarte bine una pe alta. Noi am propus ca eficiența managerială lui Dorin Chirtacă să fie judecată de cetățenii pe care el Chipru le reprezintă. Însă ei au preferat să fie judecați de către judecători. De asta eu cred că de azi înainte Dorin Chirtacă este primarul judecătorilor și nu a cetățenilor municipiului Chișinău.